Bună dimineața! Astăzi vom citi pasajul de la capitolul 17 până la 21 din Evanghelia după Matei. Vom afla despre schimbarea la fața a Domnului Isus, care este atitudinea potrivită față de cel care păcătuiește, cine este cel mai mare în împărăția cerurilor, despre divorț și despre intrarea Domnului Isus în Ierusalim și curățirea templului. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Matei 17. Schimbarea la față. După 6 zile, Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus deoparte, pe un munte înalt. Acolo i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele, iar hainele lui au devenit strălucitoare ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru i-a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici! Dacă vrei, voi face aici 3 corturi, unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i-a acoperit și iată că un glas din nor a zis, Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Când au auzit glasul, ucenicii s-au aruncat cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat și i-a atins zicând, Ridicați-vă și nu vă temeți. Când și-au ridicat privirea, n-au mai văzut pe nimeni în afară de Iisus singur. În timp ce coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit zicând, Să nu spuneți nimănui despre această vedenie până când va fi înviat Fiul omului dintre cei morți. Ucenicii l-au întrebat zicând, Atunci de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iisus răspunzând a zis, Într-adevăr, Ilie vine și va reașeza toate lucrurile, dar eu vă spun că Ilie a venit deja, însă ei nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el tot ce au vrut. Tot așa urmează să sufere și Fiul omului din cauza lor. Atunci, ucenicii au înțeles că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Vindecarea unui băiat demonizat. Când au ajuns la mulțime, un om s-a apropiat de el, a îngenunchiat înaintea lui și i-a zis, Doamne, ai milă de fiul meu, căci este epileptic și suferă cumplit, cade adesea în foc și adesea în apă. L-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iisus răspunzând a zis, O, generație necredincioasă și pervertită, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți-l aici la mine. Iisus a mustrat demonul, iar acesta a ieșit din el și băiatul a fost vindecat chiar în ceasul acela. Atunci, ucenicii s-au dus deoparte la Iisus și i-au zis, Noi de ce n-am putut să-l alungăm? El le-a răspuns, Din cauza puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați zice acestui munte, mută-te de aici, acolo, iar el s-ar muta. Nimic nu v-ar fi imposibil. Dar acest fel de demoni nu iese decât prin post și rugăciune. Sămânța de muștar este folosită ca metafora amicimii și a lucrului neînsemnat atât în Evanghelii cât și în scrierile rabinice. Unii teologi sunt de părere că, în cazul de față, accentul nu cade pe mărimea credinței, ci pe prezența ei și pe capacitatea ei de a lucra. În timp ce erau adunați în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului urmează să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ei s-au întristat foarte tare. Când au ajuns în Capernaum, au venit la Petru cei ce încasau cele 2 drahme pentru templu și l-au întrebat. Învățătorul vostru nu plătește cele 2 drahme pentru templu?
El le-a răspuns, ba da. Drahma, jumătate de shekel sau 2 dinari, era echivalentul plății pentru 2 zile de muncă. Petru este întrebat despre taxa anuală pentru templu care era cerută fiecărui bărbat de peste 20 de ani. Când Petru a intrat în casă, Iisus i-a luat-o înainte zicând, ce crezi, Simone? De la cine strâng regii pământului tributuri sau taxe? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns, de la străini. Iisus i-a zis, așadar, fiii sunt scutiți. Totuși, ca să nu-i facem să se împiedice, du-te la mare, aruncă undița și trage afară primul pește care va veni. Când îi vei deschide gura, vei găsi un stater. Ia-l și dă-l lor, pentru mine și pentru tine. Staterul era o monedă din argint. Matei 18. Cel mai mare în împărăția cerurilor. În ceasul acela, ucenicii s-au apropiat de Iisus zicând, cine este așadar cel mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat un copilaș, l-a pus să stea în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun, dacă nu vă întoarceți și nu deveniți ca niște copilași, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Prin urmare, oricine se smerește precum acest copilaș, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine îl primește în numele meu pe un astfel de copilaș, pe mine mă primește. Cauze de păcătuire. Dar dacă cineva îl face să păcătuiască pe vreunul dintre acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos pentru el să îi se atârne o piatră de moară de gât și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lumea aceasta din cauza prilejurilor de păcătuire, căci este inevitabil să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Dacă mâna sau piciorul tău te fac să păcătuiești, taie-le și aruncă-le. Este mai bine pentru tine să intri în viață schilod sau olog decât să ai 2 mâini sau 2 picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l și aruncă-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai 2 ochi și să fii aruncat în focul ghienei. Vedeți să nu cumva să-l disprețuiți pe vreunul dintre acești micuți, căci vă spun că îngerii lor din ceruri văd întotdeauna fața Tatălui meu care este în ceruri, căci Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce părere aveți? Dacă unui om care are 100 de oi îi se rătăcește una dintre ele, nu le lasă el oare pe celelalte 99 pe munți și se duce să o caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că se bucură de ea mai mult decât de celelalte 99 care nu s-au rătăcit. Tot astfel, voia Tatălui vostru din ceruri este să nu piară vreunul dintre acești micuți. Atitudinea față de cel ce păcătuiește. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l, doar între tine și el. Verbul grecesc pentru mustră-l poate fi tradus și cu a convinge sau a dovedi vinovat. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice vorbă să fie bazată pe cuvântul a 2 sau 3 martori. Dacă nici de ei nu va ține seamă, spune acest lucru bisericii. Dar dacă nici de biserică nu va ține seamă, atunci să fie pentru tine ca un păgân și ca un colector de taxe. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Din nou, adevărat vă spun că dacă 2 dintre voi se înțeleg pe pământ în privința oricărui lucru pe care îl doresc să-l ceară, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde sunt adunați 2 sau 3 în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu.
Atunci Petru s-a apropiat și l-a întrebat: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic să-l ierți până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să-și încheie socotelile cu sclavii săi. Când a început să facă socotelile, a fost adus la el unul care îi datora 10.000 de talanți. Aceasta este o sumă imensă, 10 de milioane de dinari. Un talant grecesc avea aproximativ 6.000 de dinari. Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copiii lui și tot ce avea, pentru a fi plătită datoria. Atunci sclavul, aruncându-se la pământ, i s-a închinat și a zis: Mai ai răbdare cu mine și ți voi plăti tot! Stăpânului acelui sclav i s-a făcut milă de el, așa că l-a lăsat și i-a iertat datoria. După ce a ieșit, sclavul acela l-a găsit pe unul dintre confrații lui care îi datora 100 de dinari. El a înșfăcat și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce-mi datorezi! Atunci, confratele său, aruncându-se la pământ, l-a rugat și a zis: Mai ai răbdare cu mine și ți voi plăti! Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în închisoare până când avea să plătească datoria. Când confrații lui au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte tare. Ei s-au dus și au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase. Atunci stăpânul lui l-a chemat la el și i-a zis: Sclav rău, eu ți-am iertat ție toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia oare să ai și tu milă de confratele tău, așa cum am avut eu milă de tine? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna călăilor până când avea să plătească toată datoria. Tot așa vă va face și vouă Tatăl meu ceresc, dacă fiecare dintre voi nu-l iartă din inimă pe fratele său. Matei 19. Despre divorț. După ce a terminat de spus aceste cuvinte, Iisus a plecat din Galileea și a venit în regiunile Iudeii, dincolo de Iordan. L-au urmat mulțimi mari de oameni și acolo și el i-a vindecat pe cei bolnavi. Niște farisei au venit la el ca să-l pună la încercare și au zis: Îi este îngăduit unui bărbat să divorțeze de soția lui din orice motiv? Iisus, răspunzând, a zis: Oare nu ați citit că de la început Creatorul i-a făcut bărbat și femeie? Și apoi a zis: De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va alipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Verbul grecesc pentru a uni înseamnă și a pune la același jug. Ceea ce a înjugat Dumnezeu împreună, omul nu are voie să separe. Ei au zis: Atunci de ce a poruncit Moise ca soțul să-i dea soției o scrisoare de despărțire și să divorțeze de ea? Iisus a zis: Din cauza inimilor voastre împietrite v-a dat voie Moise să divorțați de soțiile voastre. Însă la început n-a fost așa. Dar eu vă spun că oricine divorțează de soția lui în afară de caz de prea curvie și se căsătorește cu alta, comite adulter. Ucenicii i-au zis: Dacă acesta este motivul bărbatului față de soție, nu este de folos să te căsătorești. În vremea aceea existau două interpretări rabinice ale textului din Deuteronom, capitolul 24. Una aparținea școlii lui Shamai și punea accentul pe termenul rușinos din sintagma ceva rușinos, identificându-l cu adulterul, singurul motiv pentru divorț fiind adulterul. Cealaltă interpretare aparținea școlii lui Hillel și punea accentul pe termenul ceva din aceeași sintagmă, susținând că soțul poate să divorțeze de soția sa din orice motiv.
Din câte se pare, ucenicii, în urma răspunsului lui Hristos, au considerat că motivul despre care vorbeau rabinii este ridicat acum de Iisus la un standard prea înalt pentru un bărbat. Dar el le-a zis: nu toți primesc cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le-a fost dat, căci există eunuci care s-au născut așa din pântecul mamei lor. Există eunuci care au fost făcuți eunuci de către oameni și există eunuci care s-au făcut ei înșiși eunuci de dragul împărăției cerurilor. Cel ce poate să primească cuvântul acesta, să-l primească. Atunci au fost aduși la el niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii i-au mustrat. Iisus însă le-a zis: lăsați copilașii și nu-i opriți să vină la mine, pentru că împărăția cerurilor este a celor ca ei. Apoi și-a pus mâinile peste ei și a plecat de acolo. Și iată că un om, apropiindu-se de Iisus, a zis: Învățătorule, ce lucru bun să fac ca să am viață veșnică? Iisus i-a zis: de ce mă întrebi despre un lucru bun? Doar unul este cel bun. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: care? Iisus a zis: să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să-ți respecti tatăl și mama și să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a spus: pe toate acestea le-am păzit. Ce mai lipsește? Iisus i-a spus: dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile și dă săracilor și vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit cuvintele acestea, tânărul a plecat întristat, pentru că avea multe averi. Iisus le-a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun, cu greu va intra cel bogat în împărăția cerurilor. Din nou vă spun, este mai ușor să treacă o cămilă prin deschizătura acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. Când au auzit lucrul acesta, ucenicii au rămas foarte uimiți și au zis: atunci cine poate fi mântuit? Uitându-se la ei, Iisus le-a zis: lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis: iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Noi ce vom avea? Iisus le-a zis: adevărat vă spun că la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul omului va sta pe tronul gloriei sale, voi, cei care m-ați urmat, veți sta de asemenea pe 12 tronuri și le veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine își lasă case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau soție sau copii sau terenuri de dragul meu va primi de 100 de ori mai mult și va moșteni viața veșnică. Dar mulți dintre cei din tâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei din tâi. Matei 20. Pilda lucrătorilor viei. Căci împărăția cerurilor se aseamănă cu stăpânul unei case, care a ieșit dis de dimineață să-și angajeze lucrători la vie. Și după ce s-a înțeles cu lucrătorii pentru un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. Aceasta era plata obișnuită pentru o zi de muncă în Orientul apropiat în secolul I după Hristos. Soldații romani primeau de asemenea un dinar pe zi. Pe la ceasul al treilea, adică ora 9 de dimineață, a ieșit și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. El le-a zis acestora: duceți-vă și voi în via mea și vă voi da ceea ce este drept. Și ei s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel, adică la ora 12 și ora 15. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, adică ora 17, i-a găsit pe alții stând în piață și i-a întrebat:
de ce stați aici toată ziua fără lucru?" Ei i-au răspuns: "Pentru că nu ne-a angajat nimeni." Atunci el a zis: "Duceți-vă și voi în via mea și veți primi ceea ce este drept." Când s-a făcut seară, stăpânul viei a zis administratorului său: "Cheamă lucrătorii și dă-le plata, începând de la cei din urmă și până la cei din tâi." Au venit cei de la ceasul al 11-lea și au primit fiecare câte un dinar. Când au venit cei din tâi, s-au gândit că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un dinar fiecare. După ce i-au primit, și-au arătat nemulțumirea înaintea stăpânului casei, spunând: "Aceștia din urmă au muncit doar o oră și i-ai făcut egali cu noi, care am îndurat greul și arșița zilei." Stăpânul, răspunzându-i unuia dintre ei, a zis: "Prietene, eu nu te nedreptățesc. Nu te-ai înțeles tu cu mine pentru un dinar? Ia-ți ce ți aparține și pleacă. Eu vreau să-i dau și acestuia din urmă ca și ție. Nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce mi-aparține? Sau ochiul tău este rău, fiindcă eu sunt bun?" Expresia "ochiul tău este rău" are sensul de a fi egoist, invidios sau a fi zgârcit. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi, iar cei din tâi vor fi cei din urmă. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. În timp ce mergea spre Ierusalim, Iisus i-a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis pe drum: "Iată că mergem spre Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna conducătorilor, preoților și a cărturarilor. Ei îl vor condamna la moarte și îl vor da pe mâna neevreilor, ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit. Dar a treia zi va învia." Atunci a venit la el mama fiilor lui Zebedei împreună cu fiii ei. I s-a închinat și a cerut ceva de la el. Iisus a întrebat-o: "Ce dorești?" Ea i-a zis: "Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta în împărăția ta." Iisus, răspunzând, a zis: "Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care urmează să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu?" Ei au zis: "Putem." Iisus le-a zis: "Veți bea într-adevăr paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care sunt botezat eu. Dar privilegiul de a ședea la dreapta și la stânga mea nu ține de mine să-l dau, ci este pentru aceia cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu." Ceilalți 10, când au auzit, s-au indignat din cauza celor doi frați. Atunci Iisus i-a chemat la el și le-a zis: "Știți că domnitorii națiunilor stăpânesc peste ele, iar conducătorii lor își exercită autoritatea asupra lor. Dar între voi nu va fi așa. Dimpotrivă, oricine vrea să fie mai mare între voi va fi slujitorul vostru, iar cel ce vrea să fie primul între voi va fi sclavul vostru, tot așa cum și Fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți." Când au ieșit din Ierihon, o mulțime mare de oameni l-au urmat pe Iisus. Și iată că doi orbi care ședeau lângă drum, când au auzit că trece Iisus, au început să strige zicând: "Ai milă de noi, Fiul lui David!" Mulțimea îi mustra ca să tacă, dar ei strigau și mai tare: "Ai milă de noi, Fiul lui David!" Iisus s-a apropiat, i-a chemat și i-a întrebat: "Ce doriți să fac pentru voi?" Ei au răspuns: "Doamne, să ni se deschidă ochii!" Lui Iisus i s-a făcut milă de ei și le-a atins ochii. Imediat le-a revenit vederea și l-au urmat. Matei 21. Intrarea Domnului în Ierusalim. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici zicându-le: "Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Imediat ce intrați în el, veți găsi un măgar legat și un măgăruș împreună cu el.
dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va spune cineva ceva, să-i ziceți că Domnul are nevoie de ei și imediat îi va trimite. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: Spuneți-i fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, alături de un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut așa cum le poruncise Iisus. Au adus măgarul și măgărușul și au pus hainele peste ei, iar Iisus s-a așezat pe ele. Cea mai mare parte din mulțime își așternea hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din pomi și le așterneau pe drum. Acesta era omagiul adus unui rege. Mulțimile care mergeau înaintea lui Iisus și care îl urmau strigau: Osana, fiul lui David! Sintagma aceasta provine din Psalmul 118:25. O, Doamne, te rugăm, mântuiește! Ana Yahve Oshiana. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în locurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea a început să se agite întrebându-se: Cine este acesta? Mulțimile răspundeau: Acesta este profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Iisus a intrat în templu și a scos afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: Este scris, casa mea va fi numită o casă de rugăciune, dar voi faceți din ea o peșteră de tâlhari. Au venit la el în templu niște orbi și ologi și el i-a vindecat. Dar conducătorii preoților și cărturarii, când au văzut lucrurile minunate pe care le făcea și pe copiii care strigau în templu: Osana fiului David, s-au indignat și i-au zis: Auzi ce spun aceștia? Iisus le-a zis: Da, n-ați citit niciodată, din gura copilașilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă? Și lăsându-i, a ieșit din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a înoptat acolo. Puterea rugăciunii. Dimineața, în timp ce se întorcea în cetate, lui Iisus i s-a făcut foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a dus spre el, dar n-a găsit nimic în el, în afară de frunze. Atunci i-a zis: În veci să nu mai iasă rod din tine! Și deodată smochinul s-a uscat. Ucenicii au rămas uimiți când au văzut acest lucru și l-au întrebat: Cum de s-a uscat smochinul așa deodată? Iisus, răspunzând, le-a zis: Adevărat vă spun că dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu doar ce am făcut eu smochinului, ci chiar dacă ați zice acestui munte: Ridică-te și aruncă-te în mare, s-ar întâmpla întocmai. Toate lucrurile pe care le cereți în rugăciune cu credință le veți primi. A intrat apoi în templu. În timp ce Iisus îi învăța pe oameni, s-au apropiat de el conducătorii preoților și bătrânii poporului zicând: Cu ce autoritate faci aceste lucruri și cine ți-a dat această autoritate? Iisus, răspunzând, le-a zis: Vă voi întreba și eu un singur lucru. Iar dacă îmi veți răspunde, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde era? Din cer sau de la oameni? Ei însă vorbeau între ei zicând: Dacă vom răspunde din cer, ne va întreba, atunci de ce nu l-ați crezut? Iar dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de mulțime, fiindcă toți îl consideră pe Ioan un profet. Așa că, răspunzându-i lui Iisus, au zis: Nu știm. Atunci și el le-a zis: Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. Pilda celor doi fii. Ce părere aveți? Un om avea doi copii. S-a apropiat de primul și a zis: Copile, du-te și lucrează astăzi în vie. El, răspunzând, a zis: Nu vreau. Mai târziu însă i-a părut rău și s-a dus.
Apoi tatăl s-a apropiat și de celălalt și a spus același lucru. Acesta, răspunzând, a zis, da, tată, dar nu s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Ei au zis, primul. Iisus le-a zis, adevărat vă spun că prostituatele și colectorii de taxe merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, căci a venit Ioan la voi pe calea dreptății și nu l-ați crezut. Dar colectorii de taxe și prostituatele l-au crezut, iar voi, deși ați văzut aceasta, nu v-a părut rău mai târziu ca să puteți astfel să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, stăpânul unei case, care a plantat o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat o presă de struguri în ea și a construit un turn de pază. Apoi a arendat-o unor viticultori și a plecat într-o călătorie. Când s-a apropiat vremea roadelor, și-a trimis sclavii la viticultori ca să ia roadele ce îi se cuvin. Viticultorii însă i-au apucat pe sclavii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Stăpânul a trimis apoi alți sclavi, mai mulți decât primii, dar și cu aceștia au făcut la fel. La urmă, l-a trimis la ei pe fiul său zicând, pe fiul meu îl vor respecta. Dar viticultorii, când l-au văzut pe fiu, și-au zis între ei, acesta este moștenitorul, haideți să-l omorâm și să-i luăm moștenirea. Și l-au apucat, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face el acestor viticultori? Ei au răspuns, pe răii aceia îi va nimici într-un mod cumplit, iar via o va arenda altor viticultori care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus i-a întrebat, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui popor care va produce roadele ei. Cel ce cade peste această piatră va fi zdrobit, iar pe acela peste care cade ea îl va spulbera. Când conducătorii preoților și fariseii au auzit pildele, au înțeles că Iisus vorbește despre ei și au căutat să pună mâna pe el. Dar le-a fost frică de mulțimi pentru că acestea îl considerau profet. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne oferi o nouă zi. Te rugăm să ne ajuți în tot ceea ce vom face, în tot ceea ce vom gândi și vom vorbi. Te rugăm să ne ajuți să simțim prezența Ta, mângâierea și dragostea pe care o ai pentru noi. Te rog, Doamne, să ne dai sănătate și să ne protejezi de tot ceea ce este rău. Pentru cei dragi ai noștri, te rugăm, Doamne, să-i protejezi. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Bunul Dumnezeu să-ți ofere izbândă în tot ceea ce vei face astăzi. Să ai o zi binecuvântată pe mâine!